Bună seara! Sunt Oleg Brega, sunt la București în drumul taberei. Am ora 9:30 aici, duminică seara, data de 26 iulie. E weekend, e toropeală de luna lui cuptor, e situație stresantă cu pandemia de coronavirus, care epidemie în România și Republica Moldova are formă cronică, agravantă. Se pare că am evitat inteligent soarta Italiei de Nord, ce aveau ei acolo, regiunea Lombardia, se pare, nu? Și a Cataluniei, a Spaniei de Nord. Ne uitam superiori la americani care au depășit de mult milioane de infectați și peste 100 de mii de morți. Ne uitam de departe la Brazilia, la India, dar se pare că lucrurile degradează și la noi. Și iată, aici în România avem peste 1.000 de infectări confirmate cu test. Da? Și în Republica Moldova câteva sute de persoane contaminate tot cu confirmare, cu test. Vă dați seama câți oameni umblă la libertate și nu cred în COVID și cred că e o simplă răceală și în timpul ăsta ele îi infectează pe alții, mai ales pe rude de ale lor, nu? Dar pentru că ieși la scăldat, la piață, la magazin, la biserică, pentru că te duci la mare, la munte, la discotecă, transmiți virusul ăsta foarte contagios oricui, tot sceptici responsabili ca tine, dintre cei care se nădușă cu mască. Sau, eu nu mă spăl pe mâini după ce am dat mâna cu vecinul, cu cumătru, cu colega, după ce m-am cuprins cu nepoata, cu nepoții, cu amantul. Și nu se spală pe mâini și după aceea ajung la spital cu o situație foarte gravă și dau interviu la radio, la televizor și zic, nu știu de unde am luat. De undeva ai luat-o, în mod sigur. Aseară am fost invitat în emisiunea lui Hari Geană, coleg al meu de baricade și în Asociația Hyde Park, e membru onorific. Am discutat despre preoți, despre polițiști care ne mai agresează uneori și pe mine și pe el. Și Hari zicea că, cum, nu știi că cerșetoria e ilegală? Nu mai este. A fost, e adevărat, până adineauri. În toate țările astea din marginea Europei era criminalizată sau pedepsită măcar cu amenzi cerșetoria, dar acum nu mai este nici în Republica Moldova, nici în România. Dar rămâne un delict penal să îi impui pe cineva să cerșească. Persoane cu dizabilități, copii, da? Deci dacă sunt persoane vulnerabile și tu profiți de neputința lor de a se împotrivi și îi pui să cerșească pentru profitul tău, chiar dacă împarți cu ei, tot un ai ilegal se pedepsește penal cu amenzi foarte babane și chiar închisoare. Și e corect să rămână așa, pentru că asta e o formă de exploatare nedemnă, nedreaptă, inegală, adică omul acela nu prea ți se poate împotrivi, mai ales dacă ești rudă, dacă ești părinte copilului sau persoanei cu dizabilități. Deci asta se pedepsește penal și e bine să denunțăm organele. Totuși eu, iată, săptămâna trecută, săptămâna asta care se încheie azi, am fost în stradă și am cerșit și eu. Deseori mă acuză oamenii că cerșesc pe internet, sub fiecare video al meu de pe YouTube, mai ales pe YouTube, că pe Facebook nu se monetizează, dar ar trebui să pun un astfel de anunț și pe Facebook, mai ales pentru că nu se monetizează clipurile sau postările mele de pe Facebook și în care cer
propun oamenilor să susțină activismul, ceea ce fac eu de ani buni pe internet, în stradă, în instituții de stat, în instanțe de judecată și tot așa, să susțină cu donații benevole. Și am vreo 15 patroni pe Patreon și le mulțumesc foarte mult. Sunt donatori sporadici care îmi trimit bani prin PayPal sau prin Western Union, MoneyGram sau pe Revolut. Am cont pe Revolut. Dar asta eu le spun că nu e cerșetorie, se numește crowdfunding, da? Sau se numește colectare de fonduri, sponsorizare. Și așa funcționează de când lumea artiștii, și eu sunt și cineast artist, nu e așa? Artiștii tot timpul au contat pe donații benevole, fie că erau circari, fie că erau actori de teatru, fie că cântau la țambal, la mandolină, la ceva, dintotdeauna oamenii contau pe donații benevole sau pe sponsorizări de oameni bogați pe care i-au numit mecena, după numele unui antic care tot așa era bogat și susținea artiștii, care și în antichitate tot artiști erau, mai ales artiști plastici. Nu prea pictau, dar sculptau și până la noi au ajuns azi, până azi au ajuns sculpturi minunate, geniale, incredibile ale unor artiști plastici din antichitate. Și deci le spuneam, asta nu e cerșătorie ce fac eu, ci e colectare de fonduri pentru supraviețuire, pentru a-mi asigura libertatea, independența financiară. Că altfel ar trebui să găsesc un loc de muncă și oamenii care lucrează 8 ore pe zi, 4 ore pe săptămână, nu mai au timp pentru creație, cercetare, activism, baricade, pentru implicare politică, de exemplu, pentru că nu le mai rămâne timp. Abia în Franța acum s-a trecut la săptămâna sau la ziua de muncă de 6 ore, se pare, sau 7 ore, deci au început unele țări mai civilizate să reducă din ziua de muncă. Pe când la noi în Estul Sălbatic încă oamenii sunt exploatați, chiar dacă fac munci care nu le plac, 8 ore pe zi, 5 ore pe săptămână. Mai rău chiar, unii sunt chemați și în weekend și cel mai des nu sunt plătiți conform codului muncii, conform legislației muncii, nu sunt plătiți suplimentar, chiar dacă lucrează noapte, etc., etc. Dar asta ține și de, să zic așa, cultura juridică a celor oameni care sunt predispuși să facă chiar și muncă robie. Și s-au atestat cazuri chiar acum, în mileniu 3, în secolul 21, chiar în România, în Republica Moldova sau în Europa Occidentală, s-au atestat cazuri de exploatare a oamenilor prin muncă, fără remunerare sau cu remunerare minimă, adică mâncare, cazare și atât, muncește și taci. Cu amenințare, cu vicleșuguri, cu temiri și alte chestii. Și asta tot, robia se pedepsește penal și e bine să fie identificată și denunțată curajos și la timp, chiar dacă nu tu ești victima acelei robii, ajută omul să iasă din sclavagism, să ajungă la civilizație. Iar lumea civilizată vorbește acum tot mai serios despre venitul minim garantat de către stat, să se ia de la cei care au venituri enorme, uriașe, profituri foarte mari, de la firme de mare succes, să se ia impozit mai mare și cu acei bani să se întrețină cei care o duc de azi pe mâine, pentru că se știe și România și Republica Moldova abundă de oameni cu serviciu care trăiesc sub limita sărăciei. Deci oameni care muncesc, angajați, săraci. Îți dai seama, să lucrezi degeaba e mai dureros, e mai tragic decât să stai degeaba. Iar la noi încă se vorbește urât despre acei care pretind la alocații de stat, alocații de șomaj, ajutoare sociale. Chiar dacă unii nici nu pot să lucreze fizic, mental, se spune, ai mâini, ai cap, de ce nu lucrezi? Ei bine, uneori cu mâini, cu cap,
N-ai picioare sau ai picioare, dar sunt betege, sau le ai pe toate, dar ai organele interne afectate, sau câte și mai câte cauze sunt că oamenii nu prea pot să lucreze sau nu prea au calificare să lucreze de să fie plătiți decent. Și, cum am zis mai devreme, decât să lucrezi degeaba, mai bine stai degeaba. Totuși, revin la titlu și la tema mea politică de mai devreme. Săptămâna trecută am stat în stradă și am cerșit semnături ca să candidez. Și fac asta de vreo 6 ani, periodic, aproape în fiecare an. Am participat la foarte multe electorale până acum. Cineva râdea că ești candidatul unui singur procent. Nu e adevărat. La fiecare participare, la fiecare electorală, ponderea mea electorală crește și toamna trecută, dacă aș fi fost lăsat să particip la locale, poate că aș fi luat deja un loc în Consiliul Municipal, dar am fost brăcuit de guvernarea de atunci, socialistă acumistă, care nu a vrut să-mi recunoască cele 350 de semnături adunate din circumscripția Chișinău, da? Unde candidam eu pentru un loc în Consiliul Local, pe motivul aberant că nu erau strânse, nu știu câte, 50 de semnături, nu erau strânse corect. Trebuia să fie pe foi separate, din localități diferite. Nu împreună. Dar oricum ele intrau în aceleași dosar și erau examinate împreună, pentru că e aceeași circumscripție. Aberația asta a rămas din trecut, când aveai obligația tu, candidat, să te duci cu listele cele, să ți le valideze fiecare primar și de aceea te obliga să strângi separat fiecare localitate pe pagină separată. Dar acum nu mai era necesar chestia asta, pentru că nu mai există obligația să semnezi, să ștampileze primarul, pentru că au apărut probleme în trecut, ați văzut, primarii de culori diferite îi împiedicau pe independenți ca mine sau pe adversarii politici îi împiedicau să candideze și le creau piedici birocratice și foarte bine că au scos asta din lege. Dar n-au scos tot. A rămas, iată, prevederea aceea aberantă și chiar Comisia Electorală Centrală, căreia m-am adresat după ce mi-a respins Comisia Electorală de Circumscripție înregistrarea, a zis același lucru, n-a fix pleaja, da sfidania și socialiști și acumiști și comuniști și cine mai erau în comisia cea electorală centrală. M-am adresat și în instanță de judecată, dar și birocrația de acolo m-a omorât și am renunțat. Dar, ziceam, ratingul meu electoral nu e în creștere așa cum am arătat vertiginoasă, dar e în creștere așa înceată încât sigur am trecut de 3-4% deja și aș fi luat un mandat. Am deja critici care mă comentează că nu pun accentele corect. Dar iată că mă ocup pentru a candida, mă ocup cu această așa numită cerșetorie pe stradă. Vă rugăm semnați, până acum strigam pentru Oleg Brega, vă rugăm semnați pentru un candidat independent. Vă rog semnați că vorbeam în numele meu propriu. Acum, săptămâna trecută, am strâns în numele unui partid pe listele căruia speram și încă e posibil să mai candidez. Pentru că oamenii semnau și iată am 12 astfel de foi completate, deci mai mult de 100 de semnături valabile, poate vreo 110 semnături complete. Altele își aminteau oamenii că nu au buletinul serie și tot așa. Deci poate că unii mi-au dat informații greșite, intenționat sau din greșeală, pentru că nu avea buletinul la ei, dar și-l amintea din memorie. Dar vreo 100 de semnături le am, sper eu, bune. Totuși, mi se pare dezolant, revoltător. Nu că suntem puși noi, politicienii, să încercăm să comunicăm cu electoratul măcar o dată în 4 ani, că cred că e corectă chestia asta. Dar cifra de 1% din numărul de alegători să semneze pentru tine. Chiar dacă în România, spre deosebire de Republica Moldova, orice cetățean poate semna pentru mai mulți candidați, pentru toți candidații poate semna. Nu e limitat la un singur candidat și asta e aberrantă în Republica Moldova. Chiar dacă astfel de cetățeni pot semna pentru mai mulți, e totuși aberrant să colectezi semnături de la 1%
de alegători. Numai ca să te înregistrezi, să te înscrii în cursă. Nu mai spun că la alegerile parlamentare, la europarlamentare, la prezidențiale, îți trebuie 100 de mii de semnături ca independent și 200 de mii de semnături ca partid. Chiar dacă legea permite, 3 oameni se poate înregistra un partid. Suma asta de semnături e aberantă și la limita legalității. Nu știu de ce până acum n-a sesizat nimeni la Curtea Constituțională sau dacă a sesizat. Nu știu de ce nu s-a făcut dreptate până acum, pentru că descurajează participarea pe lângă pragul acela de 5% ca să intre în Parlament. Și deci clasa politică, cei care ajung în Parlament, în consiliile locale, nu prea sunt reprezentativi pentru toată societatea, deci grupurile marginale care nu întrunesc 5% nu sunt reprezentate în forurile legislative, decizionale. Dar degeaba au mai făcut permisiunea aceea ca 3 oameni să fondeze un partid, dacă acel partid, acele partide, și am auzit că sunt înregistrate vreo 1500, nu pot să participe în competiție electorală pentru că au de adunat 1% de semnături. Mai ales acum pe timp de COVID, de pandemie, când pentru a strânge 10 semnături trebuie să vorbești cu cel puțin 100 de oameni, indiferent dacă te duci și le bați la ușă, indiferent dacă îi aștepți la poarta blocului sau la intrare în cartier și vorbești cu oamenii aceia. Indiferent dacă aștepți la poștă, la magazin, la centru comercial, la vreun meeting, la biserică dacă îi aștepți. Oricum trebuie să interacționezi cu omul și dacă îți pui masca încă riscul e mai mic, dar dacă omul nu are mască riscul e tot mai mare, iar tu dacă folosești masca aceea toată ziua e aproape inutilă. Dar după aceea oricum omul trebuie să semneze cu pixul, să pună mâna pe pixul tău. E ca și împărtășania cu o singură lânguriță. Și bine, eu merg cu sticla de spirit după mine, dezinfectez pixul de fiecare dată după fiecare semnatar. Asta pentru că se întâmplă să semneze foarte rar câte un om. Dar dacă se fac evenimente cu mai mulți oameni, oameni cunoscuți, iese vreo vedetă și oamenii dau buluc, busna la mapele, la dosarele, la tabelele cu semnături, vă dați seama că nu mai au timp să dezinfecteze pixurile și începe pericolul de răspândire, de infectare a candidaților, de răspândire a infecțiilor printre alegători. Și iată, vom ajunge până în 27 septembrie când vin alegerile locale, cu o grămadă de localități în carantină, cu Bucureștiul fruntea de îmbolnăviri, pentru că aici trăiesc 2-3 milioane de oameni. Și iată, guvernarea și-a manifestat disprețul pentru viața și sănătatea adversarilor politici, nereprezentativi în guvernare și în opoziție, nu e PNL și nu e PZD, oameni care vor merge să strângă onest semnături, nu dintre cei care le storc din degetul mic sau din pixul mare sau din computer cu baze de date, de pe undeva furate sau din alte electorale, nu știu cum se procedează. Oamenii ăștia vor trebui să interacționeze cu electoratul, e foarte bine că în felul ăsta își fac publicitate, poate, dar își pun viața în pericol și electoratul tot așa riscă să se îmbolnăvească și să răspândească mai departe și aceste partide riscă să ajungă focare de infecție. Și guvernarea n-a catadixit nici cu opoziția împreună, n-au catadixit decât să înjumătățească numărul de semnături, pentru că se pare erau necesare 2% și acum strângem 1%, sau ceva de felul ăsta, oricum au înjumătățit și ne-au permis să strângem doar pe o listă toate semnăturile, chiar dacă vrei și la Consiliu și la funcția de primar sau de președinte de Consiliu Județean. Ceea ce e mai bine, adică în jumătate de mai puține ori pui mâna pe pix ca să semnezi, mai puțin efort facem, de vreo 2-3 ori mai puțin decât pe timp de pace, să zic așa. Dar riscul nu dispare. De ce nu s-a permis vot, semnătură electronică, susținere electronică? Cum e posibil să ne încredințăm banii la bancă? Cum e posibil să plătim amenzi online? Și de ce nu e posibil să susținem un partid, un candidat independent, un bloc electoral online, de acasă, de la tastatură, de pe telefon,
cu nu știu ce posibilitate de autentificare, cu SMS, cu tot ce vrei, cu card bancar, cu orice vrei, dar să fie posibilă chestia asta. Au avut timp să se gândească. Alegerile trebuiau să fie în mai cel târziu, le-au tot amânat. Au avut timp să se gândească la chestia asta. E clar că n-au vrut. Și iată că cerșetoria asta noastră, ca și cerșetoria clasică pe stradă, se transformă într-o activitate periculoasă. Poate și imorală. Deocamdată e legală. Ni se permite să prelucrăm date personale, iată, mai mult de 100 de informații, număr de buletin cu serie, adresă de acasă, nume complet al omului, data, luna, anul nașterii. Astea informații ni se cer, inclusiv semnătura o avem. Asta mi se pare prea mult și e timpul să fie schimbat. Altfel, vom face victime nejustificate, inocente și vom regreta, dar s-ar putea să fie prea târziu. Ne-am făcut ceai de calmat și de dormit. Și acum mă apuc de citit dacă sunt comentarii. Transmit în direct pe pagina mea de... pe profilul meu de Facebook, pe pagini transmit în timpul săptămânii când fac emisiuni politice. Pe profilul meu de Facebook transmit și acolo probabil mă privesc cu oamenii, iată pe ei, prin aplicația asta OBS. Ghenade, dacă vrei să participi live, îți dau acest link. Nu știu nică, instalează-ți softul Jitsi. Dacă vrea cineva să participe cu mine în direct, poate să mă sune pe Skype, poate să mă sune pe Viber, pot să vă sun pe Facebook, dar problema e că această discuție a mea cu voi nu se va auzi pe YouTube. Pentru că Jitsi transmite pe YouTube. De aceea, eventual, dacă vreți să participați și inspirați încredere, cereți-mi link la Jitsi, vi-l dau, intrați acolo, pentru că doar de pe Jitsi se va auzi și pe YouTube și pe Facebook. Ce părere ai de foaia de parcurs? Mă întreabă Jora și îmi dă un link la ziare.com despre foaia de parcurs a reunificării României cu Republica Moldova. Jora, nu știu de ce ai ales să fii anonim, anonimă și nu cu nume real adevărat. Deci la un astfel de personaj, dacă mi-ar cere acces în emisiune, nu i-aș da. Omul trebuie să fie cu nume, cu poză de profil, credibil, cu friends, să nu aibă profil de troll. Pentru că mi s-a întâmplat în trecut să am mari probleme cu astfel de troli care încercau să-mi saboteze efortul. Totuși, despre unire, toată lumea știe, credeam eu, că sunt unionist și am semnat o declarație de unire împreună cu familia mea și cred că eu chiar am inițiat-o cu familia mea acum 10-15 ani, când erau la guvernare comuniștii și când pentru unionism riscai să stai la pușcărie. Chiar am stat odată arestat, odată sau de vreo 2 ori reținut pe 27 martie, dacă nu greșesc, sau la alte proteste de ziua ocupării Basarabiei în fața ambasadei ruse. Deci pentru unionism atunci puteai să stai la răcoare și pe acele vremuri eu cu frații mei, cu părinții mei, cu bunicii mei am semnat o declarație de unire. Sperăm că a convins mai multă lume să facă același gest și acum e unionist cine vrei. Toată lumea e unionistă în lume. De aceea eu m-am dat la o parte și am devenit mai sceptic, mai pragmatic. Eu cred că și România și Republica Moldova pot să supraviețuiască în paralel cum supraviețuiesc două țări germanofone, da? Germania și Austria, și mai sunt astfel de modele în lume. Deci e posibil și modelul austriac. Nu e musai să ne unim, să unim două mafii, două biserici hrăpărețe, două parlamente și tot așa. Dar ar fi multe motive pentru care să ne unim. A aderat la discuția noastră, la monologul meu
și va fi acum un dialog. A aderat fratele meu Ghenadie, care e în Islanda. Când vrei să vorbești, frate, îndrăznește, imediat o să intri pe ambele canale pe care transmitem în direct. Dacă nu, mai dacă nu, mai citesc comentarii. Pregătește-ți comentariile ca să intervin scurt. Mă gândeam la aventura ta de a candida în cele două state românești la diferite funcții. E foarte bun exemplu asta că pui mâna pe mapă, îți iei documentele de la autoritate și începi să strângi semnătură cu semnătură și semnalezi. În România nici măcar nu trebuie să iei niciun document de la autoritate. Oricine, oricine își face formularul și strânge pentru mine sau pentru sine, strânge semnături. E foarte ușor comparat cu ce e în Republica Moldova. Nu trebuie să te duci la autoritate să-ți dea formular cu număr, cu înregistrare, să-ți acrediteze persoanele care să strângă semnături. Totuși, ne omoară COVID-ul și ne omoară numărul mare de semnături necesar. Indiferent dacă candidezi independent sau de la partid, dacă candidezi la funcția de primar sau la funcția de consilier, aceiași 1300 de semnături trebuie să le aduni în sectorul 5, de exemplu, unde am eu plan. Bun, e chiar și mai simplu în momentul în care vrei ca cineva să te susțină, dacă e un om de încredere, ar putea să descarce acel formular și să lucreze în paralel la câțiva kilometri de tine să colecteze semnături. Totuși, nu am apucat să văd concurenți reali pe care i-ai avut până acum să stea în stradă să colecteze semnături și cel mai dureros a fost atunci când partidele din astea care au fost toată viața la guvernare, în care generații întregi și mamă și tată și fiu și nepot stau la putere, călare pe fotolii, nu-i vezi în stradă să colecteze semnături, nu fac acest efort, din contra în Moldova chiar te sfidau și în ziua în care puteai înregistra candidaturile, ei veneau primii, chiar dacă treceau 3 zile sau 4 zile de când s-a dat voie, s-a permis colectarea de semnături, aceștia veneau cu 100 sau cu 200 sau cu 500 de foi completate, lucru care arată... Frate, treceau câteva ore, nu câteva zile. Vineri la amiază, la prezidențiale în 16, vineri la amiază li s-au dat listele, sâmbătă dimineață ei deja erau cu 15, 20, 30 de mii de semnături adunate. PSRM, PD... Și probabil și partidul lui Ghimpu tot așa a prezentat, PL. E clară minciună, ai văzut că atunci am încercat să candidez și când am văzut că ei au făcut așa și au fost și înregistrați, m-am retras și am zis că asta nu e cursă, competiție electorală cinstită, asta e bătaie de joc. Și acum, iată, nici nu mă mai bag în prezidențialele de la Chișinău, mai ales că am pentru cine vota. Și chiar m-am înscris ca voluntar pentru acea persoană. Acum, cel mai interesant lucru e că, deși acele partide, acei reprezentanți ai partidelor sfidează legislația. De fapt, ei arată că prin fraudă se înscriu în cursa electorală și nu se întâmplă nimic. Electoratul nu-i pedepsește, nu-i sancționează cu nimic, nu-i boicotează la alegeri, ca să nu mai zic de organele de stat care ar trebui să vegheze și în momentul în care constată că astfel de practici există, să aflăm că un partid a fost scos din cursa electorală, să aflăm că 5 partide au fost scoase din cursa electorală, chiar dacă sunt la putere. Asta ar arăta independența organelor de justiție, independența organelor care trebuie să constate furăciunea. Deocamdată lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Deci, ai arătat că în Moldova se întâmplă lucrul ăsta. Acum și în România constatăm că sunt 1001 de piedici care nu-ți permit să te înscrie în cursa electorală. Ai pomenit foarte bine faptul că au simplificat legislația și poți să te înregistrezi, să-ți înregistrezi un partid cu minim 3 semnături, dar ca să te înscrie în cursa electorală trebuie să aduni 100 sau 200 de mii de semnături, ceea ce e o aberație. Prin urmare, cei care au fost la putere și cei care mențin puterea de 30 de ani, tot ei vor ajunge în continuare să conducă destinile României. Asta e dezarmant și s-ar putea să te determine să nu mai faci foarte mult timp efortul de a ajunge să iei decizii. Eu vreau totuși să vă încurajez ca partid...
S-a dispărut. alarmă că cele 2 săptămâni sau 10 zile în care voi ați stat în stradă și ați colectat acele sute, peste 100 de semnături cu atâta efort, că voi chiar ați pus viața în pericol sau ați riscat să contaminați pe altcineva în cazul în care cineva vine contaminat, semnează și lucrul ăsta nu poate fi atât de ușor ținut sub control, pentru că statul nu se gândește la simplificarea procedurilor. Aici în Islanda n-am mai fost la bancă sau la alte instituții de stat cu care am semnat un contract virtual, suni, spui că vrei să te abonezi la un serviciu, de exemplu la serviciu de telefonie prin, sau de internet prin cablu, sau de televiziuni prin cablu, sau orice alt serviciu, gen apa în apartament sau electricitatea. Ai semnat cu ei un contract telefonic, le-ai spus la ce adrese, le-ai spus numărul de identificare personală, ei îți trimit nota de plată prin card, deci îți vine pe aplicația băncii unde primești salariul și vezi de fiecare dată ce ai de plătit luna asta, îți vine în avans, îți vine cu o dată limită, aprobi acea tranzacție și gata. Deci timp de 3 ani de zile nu am ieșit din casă pentru a plăti servicii comunale. Asta îmi pare extraordinar și nu doar în Islanda se poate face lucrul ăsta. Aproape în toată Europa civilizată, lumea nu mai stă la cozi ca pe vremuri, nu mai stă la cozi inumane, umilitoare, pentru a plăti lună de lună sau pentru a lua, de exemplu, pensia. În momentul în care poți face totul internetizat și lumea care are acces la un card, poate să-și facă un card, poate să scoată banii de pe card sau să plătească. Majoritatea marketurilor au case prin care poți plăti cu cardul. Nu știu dacă în satele din Moldova sau din România poți face lucrul ăsta, dar deja asta e altă discuție. Deci simplificarea la maxim a procedurilor prin care cetățenii trebuie să vină în spații închise, trebuie să stea la cozi și trebuie să piardă timp, pentru că pierzi foarte mult timp în momentul în care în fiecare lună trebuie să mergi să stai la cozi pe la diferite instituții. Deci, dacă partidele ar înțelege care e riscul pentru cetățeni, mai ales partidele care sunt la guvernare acum și ar pune în dezbateri în Parlament subiectul votului electronic, probabil ei ar pierde un 5-10% pentru că sunt la putere în eventualitatea viitoarelor alegeri prin care omul să poată vota de la calculator, printr-un cod numeric personal, te identifici cu codul din pașaport, securizat, așa cum fac toate statele. Deci ei probabil ar avea un procent mic de pierdut, dar vor câștiga pe termen lung, pentru că vei avea credibilitate. De 10 ani se vorbește că vom pune odată în practică votul electronic, nimeni nu are curajul să o ducă până la capăt. Deci cine va face lucrul ăsta va avea de câștigat pe termen lung, pentru că va avea credibilitate. Va putea oricând și peste 5 ani și peste 10 ani în alte alegeri să spună că noi am fost cei care am pus la vot, noi am asigurat susținere pentru acest vot și iată, românii pot vota. Iar nu întâmplător, liderul partidului vostru pomenește des că sunt aproape 10 milioane, o jumătate din populația României, care nu votează cu partidele tradiționale și noi îi invităm la vot. Ei nu votează pentru că nu pot, nu le este asigurat votul, în special românii care sunt în diaspora, pentru că mulți dintre ei trebuie să deplaseze la sute de kilometri, mulți dintre ei nu știu unde e secția de votare, adesea se face o șmecherie prin care trebuie să anunți autoritatea că tu ești în orașul respectiv și acolo vei vota, iar ei deschid secția de votare pentru cei 1000 care au anunțat că vor veni. Deci, în realitate, la vot vin 17.000. Problema asta pare să fi fost soluționată, dar ar avantaja democrația din România și din Republica Moldova dacă s-ar trece mai repede la votul electronic, în care toată lumea activă, toată lumea care are o opinie politică, o opțiune politică în ziua votului, să poată să se exprime, iar din asta clasa politică, cei care vor ajunge să ia decizii, să fie tot mai potrivită pentru conduce, pentru a gestiona treburile publice într-un stat românesc. Doar ei pot face reforme, schimbări în stat, nu cei care au fost toată viața prin șmecherie la putere.
În Estonia, frate, o fostă republică unională, cum era și Republica Moldova, care s-a integrat în Uniunea Europeană înaintea României, în 2004 a aderat împreună cu celelalte două țări baltice. De 15 ani se folosește votul electronic și nu există acuzații, suspiciuni de fraudă. Cum crezi în România ar reuși un vot electronic? Eu tare mă tem că s-ar acuza unii pe alții, ar cere reînumărarea voturilor și tot așa, că s-a fraudat la votul electronic. Nu sunt de acord cu chestia asta, pentru că România, în primul rând, are imaginea de stat în care informaticienii sunt printre cei mai întrebați din Europa. Deci, România, dacă ar avea intenția de a impune, de a vota votul electronic, de a aplica legea respectivă, poți identifica aitișnici foarte buni care să-ți facă securizat acel vot. Cu siguranță va fi adaptat de la un scrutin la altul. În cazul în care dă erori, vor răspunde cei care îl fac de mântuială, dar cu siguranță România are potențial și poate să facă lucrul ăsta. Folosesc băncile la greu, softuri și astfel de programele prin care te-ai logat și identifici tu ești identificat în orice țară și poți să iei bani din contul tău, dar de ce n-ai putea și vota la fel de simplu? Dacă IT-și din Estonia au făcut Skype, IT-și din România au făcut Bitdefenders. Bitdefender, un program de securizare a computerului, un antivirus. Deci, iată, suntem buni la securizat, dar nu suntem luați în seamă. Hai că o să citesc și comentarii ca să nu zic spectatorii, spectatoarele că îi și le ignor. Liliana Ciobanu zice: am auzit azi la știri cum un preot a fost caterisit și alungat din biserică, a trecut bine de 50 de ani, a lucrat toată viața fără carnet de muncă. Mă întreb ce pensie va avea el și alte mii de moldoveni care lucrează la negru. Te rog să comentezi dacă te interesează subiectul. Mă interesează de mult și nu doar preoții, ci și alți angajați și angajate de la biserică care lucrează cu normă întreagă, dar fără carnet de muncă. Și în Republica Moldova, și în România, și nu vor avea pensie pentru că au lucrat. Iar preotul le dă ce rămâne printre degete lor. Asta e muncă la negru, la toate bisericile. De asta cred că afacerile bisericești ar trebui să fie legalizate, inclusiv să se dea chitanță pentru donații și tot așa. Cristi Răcaru zice: mă gândesc că ar putea frauda și pe electronic, că își pot strânge oameni și să pună să voteze cu ei. Da, e posibil că cineva spunea că în cabina de vot intri secret, sunt observatori și tot așa. Dar acasă cine știe dacă votezi tu sau a venit cineva și ți-a dat banii sau ți-a pus cuțitul la gât și ai votat cum au zis, cum au cerut ei. Apropo de semnături și de candidaturi, știi ce spunea Mark Twain? Cristian Marin de la Ploiești zice: dacă votul poporului ar conta, atunci cu siguranță nu ar mai fi lăsat să voteze. Eu cred în puterea votului și în puterea implicării oamenilor. Deocamdată ce mă plâng eu acum e că nu contează efortul și votul celor mai puțin reprezentativ, ca să zic așa, celor marginali, celor excepționali, da? Nu răzbat în politică activiști ca Brega, eu știu, oameni de la Ploiești pentru mediul sănătos și tot așa. Răzbat cei care s-au uns pe lângă un partid mare sau au trecut dintr-un partid în altul, ca primarul Chirica de la Iași. Și iată ce fel de clasă politică avem. Nu avem oameni onești care fac campanie cu buget zero sau cu muncă voluntară, ci avem magnați din ăștia, baroni locali, care cotizează cu milioane la bugetul partidului pentru campanie electorală, cel mai des cu chestii nedeclarate, cu cheltuieli nedeclarate, inclusiv campanii pe internet și la televizor. Și ăștia ajung senatori, deputați, consilieri locali, primari, pentru că au avut mulți bani să iasă în față. Chiar dacă legea românească e tot mai bună și mai bună, legea electorală, știați că nu ai voie să umpli tot panoul electoral cu posterile tale? Nu, cum se făcea odată. Vineai și
băgai posterile tale peste posterile adversarului. Ai voie să pui un poster maxim. Există pedeapsă dacă aplici mai multe și dacă mai ales încerci să acoperi posterile altcuiva. Minunat! Din punct de vedere ecologic e minunat! Nu se vor mai face multe postere. Și e interzis să dai cadouri electorale. Că mă întreabă și pe mine la strâns semnături unii. Dar voi ce dați? Cât dai? Ce dai? Băi, nu dau nimic pentru că e ilegal. Cum să-ți dau? Îți dau speranța că o să ai pe cine alege. Îți dau speranța că dacă ne votezi pe noi, o să fim o schimbare cu niște oameni onești. Mai mult ce să-ți dau? Orice dat din ăsta electoral e degeaba. Îți dă o căldărușă cu mâncare sau un pachet cu mălai, cu orez, cu nu știu ce. Și cu ăsta o să rămâi ca prostul. Îți dă 100 de lei, cu 100 cei de lei o să rămâi. Dacă votezi din ăștia care îți dau. Andrei Chertoacă, despre care candidat vorbește Oleg Bregă? Vreau să cunosc, să mă informez și de ce nu, să fac agitație electorală voluntară. Marcel Rutkowski insistă și el. Spune ceva de candidatul la prezidențiale în Republica Moldova. Am mai spus și în altă emisiune, repet și acum și voi tot repeta până pe 1 decembrie dacă nu se amână alegerile, mi se pare până acum cea mai bună candidată Maia Sandu, o voi susține, o voi vota, m-am înscris voluntar pentru ea, chiar dacă știți ce mi-a făcut în trecut când era ministra educației, când era prim-ministră sau când candidat pentru un loc în Parlament și a ales diaspora, fix acolo unde candidasem și eu după ce le-am propus să colaborăm și să distribuim sectoarele, cum se cheamă, circumscripțiile în mod cinstit. N-a funcționat comunicarea pentru că era în bloc acum, pentru că nu știu de ce n-a funcționat comunicarea, am ce să-i reproșez, dar deocamdată mi se pare singura candidatură bună, onestă, credibilă, o voi susține, voi vota pentru ea și voi face campanie electorală. Cristian Răcaru zice, sper să iasă Maia Sandu. Depinde și de noi, observatori la alegeri, voluntari la difuzat materiale electorale, mai ales la vorbit cu oamenii, vorbiți pe internet și haideți să facem o schimbare. Eu văd schimbarea bună în Maia Sandu. Cristi Marin revine. Oamenii bogați care se înconjoară de interlopi să-i ajute și în final cad sclavii lor pentru că trebuie să își plătească datoriile. Se referă la cei care răzbat acum în politică și actualul sistem nu permite să răzbată unor oameni onești decât dacă se asociază într-un mega partid civic cumva și reușesc să treacă barierele astea cu mii de semnături, cu tot așa. Mihai Boiescu, să vedem, domnule, și totuși care ar fi după tine pasii necesari să vorbim per general. Nu suntem acum în frunte executive. Pentru cetățeni ca să obțină votul electronic și de ce un țăran simplu ar dori și ar trebui sau nu să voteze electronic. Eu nu mă gândesc neapărat la țăranii simpli. Țăranii simpli din conservatorism vor prefera să meargă cu buletinul ca să nu se complice pentru că mai mult de 3 butoane de la telefon sau de la computer prin care pornești Skype-ul ca să vorbești cu mătru de peste hotare nu se încometă să folosească mai mult de 3 butoane. Dar oamenii descătușați și avem foarte mult tineret ar participa, s-ar implica pentru că ar ști că e comod, nu-ți consumă timp, nu-ți consumă energie, nu trebuie să cheltui combustibil ca să te duci până la secția de votare sau până în orașul unde este secția de votare dacă ești din diaspora, ar putea participa diaspora inclusiv la alegerile locale, pentru că nu e așa, foarte mulți sunt lucrători sezonieri și de ce să nu poată omul vota din Germania, de la Sparanghel sau de pe unde s-a dus la lucru, să nu-și poată vota primarul acasă în sat, pentru că la toamnă se întoarce acolo și de asta depinde, de el depinde și primarul și consiliul local. De ce omul să nu poată vota dacă el e la munci peste hotare sau în 27 septembrie poate chiar la odihnă în Cipru, că acum Cipru a închis, dar în toamnă s-ar putea să ne deschidă accesul la odihnă. Probabil e bine să menționez că nimeni nu anulează votul fizic, intratul în cabina de vot sau venitul la secție de votare. E vorba de un vot și prin varianta electronică. Alternativ, deci, exact. Care nu poate veni, acela va vota, cine vrea, cine preferă. În rest, toată lumea vine la secțiile de votare, ca înainte.
Și poate să se va micșora numărul de secții de votare, pentru că vor veni tot mai puțin la secții, se va micșora riscul de răspândire de boli, cheltuielile pentru întreținerea celor secții de votare și plătirea personalului angajat anume pentru asta. Și îți dai seama, sunt și lucrători de la stat, și lucrători de la partide, și observatori, și câte și mai câte, și se vor tăia mai puțini copaci pentru a tipări buletinele de vot. Eu mă gândesc că ar putea frauda. Cristi Răcaru zicea despre votul electronic. Să văd comentarii. Pe YouTube nu prea comentează nimeni și foarte puțin privesc. Nu știu de ce se întâmplă asta. Poate nu le place platforma cu care difuzez. Important e că pot să o fac și până la urmă nu contează cei care privesc acum live. Contează cei care vor privi ulterior înregistrările mele. Rog pe toată lumea care vrea să mă susțină, apăsați like, share, comentați. Ăsta e ajutorul pe care puteți să-l faceți gratis și foarte ușor. Dacă vă permiteți, deveniți patroni, vedeți în partea de jos posibilitatea de a deveni patroni sau trimiteți donații prin PayPal. Dar nu mă plâng, ultima vreme mai ales de când am niște video cu polițiști, a revenit ratingul meu pe YouTube și își revin și încasările pentru că am dus-o pe durata pandemiei din iarnă și până acum am dus-o foarte greu, la limită. Frate, despre cerșătorie, ce zici? În Islanda știi ceva? Cum e cu cerșătoria? Sunt cerșători pe stradă? A fost o încercare, am surprins iarna trecută sau iarna cealaltă unul sau două personaje care apăreau odată la 3 zile și după aia au renunțat lângă un supermarket. În Islanda sunt vreo 3 rețele de supermarketuri care își fac între ele cumva și concurență, dar în același timp își împart cumpărătorii, fiecare se duce numai acolo unde își permite buzunarul. De exemplu, sunt o rețea de supermarketuri, Bonus să-i spune, aproape în fiecare regiune își au magazinașul lor, prin sate, fiecare se duc mic, are acest supermarket și e deschis de la ora 11 până la ora 5 sau 6. Deci zi de zi în ore comode pentru ei, dar sunt cele mai mici prețuri acolo. Alt magazin care e deschis de pe la 9 până la 22, până la ora 22 seara, au produsele cu un 30% mai scump și un alt magazin care are deschis de pe la 8 dimineața până la 24, Haukeip, acela are produsele aproape dublu ca preț. Deci, în marketurile respective, lumea vine și își face cumpărăturile. În fața supermarketului mai scump, au venit niște oameni care se făceau că întreabă nu știu ce oamenii care vineau la market, dar în realitate după asta începeau să cerșească, să le spună că au pierdut portmoneul. Mie mi s-a părut suspect treaba asta. Nu știu din ce țară sunt, nu știu în ce limbă vorbeau. Cert e că n-au avut succes. După aia au încercat să cânte. I-am văzut că deschid cutiuța milei, îți improvizează un cântec două, dar nordicii sunt mult mai reci și foarte multă lume pur și simplu trecea pe lângă ei ca și cum nu ar exista. Și am impresia că n-a avut succes încercarea lor de a face o astfel de spectacol, circ gratuit pe insulă și presupun că au renunțat. Păi nu era gratuit, că era pentru bani, nu? Dar ce ziceai de cutia milei, că n-am înțeles, că asta e la biserici doar. Da, dar în momentul în care pui o cutie în față și stai toată ziua și te legăne așa, nu-i tot o cutie a milei. A, Tu ok. cerșești ca să nu știu ce. În fine, despre cerșătorie, da. Apropo, citisem un articol de la Europa Liberă care spunea că în unele țări europene fie interzis total cerșătorie, inclusiv în Ungaria, interzis să scotocești chiar în lăzile de gunoi, ceea ce mi se pare mizerabil și inuman. Dar în alte țări s-a făcut grafic, nu știu, la Bruxelles se pare că s-a făcut grafic zilele și locurile în care poți să cerșești. Ce tot mi se pare cinic și nedrept. Deci poate că și la voi există așa grafic și de asta uneori apărea, uneori n-apărea cerșătorii la supermarket, la Bonus. Nu, după legislație nu cred că este vreo interdicție, dar cert,
e populație foarte puțină. Într-un oraș în care aproape 70% din populația țării e concentrată în capitală, sunt foarte puțini oameni pe stradă. Dacă ies acum, iată aici, în spatele blocului, s-ar putea timp de o oră să nu văd pe nimeni, sau dacă și văd pe cineva, să vină întâmplător odată la 3 ceasuri cineva care trece. Deci nu ai pentru cine sta cu mâna întinsă. Despre cerșătorie în general. Până acum părea un moft de a nu lucra. Eu înțelegeam că omul care stă în stradă și cerșește cel mai des, omul ăsta nu vrea să lucreze, știi? Dar când înțelegi că tehnologia avansează și că foarte multe locuri de muncă nu mai există, pur și simplu oamenii sunt înlocuiți cu roboți, cu mașinării, cu tot felul de tehnologie care sigur face munca mai bine ca noi și sigur nu are pretențiile noastre. Și deja apare un procent de oameni care nu pot fi încorporați în câmpul muncii chiar și în țările civilizate. Nu întâmplător este valul ăsta mare de migrații din țările foarte sărace. Acum și europenii înțeleg că un procent din populația lor nu poate fi asigurată cu locuri de muncă și da, probabil fiecare guvern, fiecare stat, chiar state împreună, cum e Uniunea Europeană sau alte astfel de uniuni, ar trebui deja să aibă prevăzută în discuție, în legislație, un procent de bani pe care să-l dai oamenilor cărora le-ai tăiat din orele de muncă, cărora le-ai redus acele tipuri de joburi, de exemplu minerii în foarte multe țări nu mai pot fi încorporați în câmpul muncii. Prin urmare, ar trebui să existe un anumit tip de subvenție. Altceva e cum se obțin ele, pentru că și în România și în multe țări din Estul Sălbatic, cel mai des oamenii primesc acele subvenții, chiar dacă nu sunt categorie defavorizată sau se dă prin cumătrii, sau cei care chiar au nevoie de astfel de susținere, subvenții de la stat, familii care au mulți copii, familii care sunt în localități total izolate și nu pot să meargă la școală. Sunt foarte multe cazuri în care statul nu-i asistă pe oamenii nevoiași, dar alții care nu merită acel ajutor îl primesc. De asta mă gândesc dacă nu cumva ar trebui să existe un anumit barem, o anumită limită prin care cei care nu au acces la educație, cei care nu au un venit minim garantat, acele persoane să primească din start, de la stat, o sumă minimă de supraviețuire. Se pare că în Spania deja au stabilit asta și se dă nu foarte mult, vreo 470 de euro pe lună, celor care nu au unde lucra, nu pot să lucreze sau nu vor să lucreze. Venit universal garantat ca să nu mori de foame, ca să nu te apuci de furat. Și cineva îmi comenta mai devreme, cred că omul dacă nu lucrează, mintea lui se atrofiază. Nu e adevărat. Omul dacă nu lucrează și nu moare de foame, începe să se gândească la artă, să gândește la sensul vieții, să gândește la muncă voluntară. Iată ca Brega, nu? Care nu lucrează, dar nici nu se atrofiază. Se gândește la soarta țării, face proteste, se gândește să îmbunătățească legile, nu? Cristian Marin zice, și eu sunt pentru vot electronic, dar și acesta, ca și pensiile speciale, sunt un subiect tabu. E, se discută despre pensiile speciale, dar nu prea se, nu se hotără să le taie. Sau s-au hotărât să le impoziteze cu 80-70%. Dar a zis Curtea Constituțională, nelzea că avem și noi pensii de acelea. Mihai Brâncoveanu mă întreabă, Maia Sandu doar nu susține Unirea, de ce o susții? Până acum susțineai unioniștii. Am vorbit mai devreme și despre Unire și despre Maia Sandu. Maia Sandu nu se împotrivește Unirii și dacă s-ar pune la vot în Parlament ar vota, dar Moldova poate să o ducă bine și fără Unire, cu Maia Sandu președinte și cu un Parlament cu majoritate ca ea și ca mine. Mă gândesc eu. Dați-ne o șansă. Frate meu și-a închis camera și de ce el scot din... prin plan. Nu, mă gândeam, dacă vrei să intervin, să-mi zici. Nu, nu, dar eram în ecrane alături și tu dacă ai scos poza, te-am scos și pe tine. La mine apari doar tu și de asta am vrut să te ajut. Da, da, nu-i bai, pe YouTube tot numai eu apar, stai liniștit. Constantin Bobu zice, campaniile electorale trebuie să constea doar din dezbateri publice, radio și, și TV, celelalte forme de campanie electorală trebuie interzise. Și tot el explică. E caragios să-l auzi un politician ori un partid printr-un spot electoral
ori printr-un panou imens cu mutra lui și care costă o grămadă și mie mi se pare că chiar imoral în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană sau Republica Moldova, cea mai săracă de pe continentul european. Poate înaintea, am auzit că înaintea noastră mai săraci sunt Kosovo și Ucraina. Și aici în Europa poate că bulgarii sunt un pic mai săraci decât românii. Dar e imoral totuși în una dintre cele mai sărace țări europene să cheltui bani ca să-ți faci imagine dacă nu o ai sau să-ți o lustruiești o imagine politică când ar trebui să existe, cum zice Constantin Bobu, dezbatere electorale, să se vadă confruntare de idei și oamenii să poată alege între așa ceva. Și un singur poster pe panou electoral maxim, dacă vrei postere neapărat. Pentru acei care poate nu se uită la televizor sau nu au acces la televizor, omul să meargă pe stradă și să vadă că sunt alegeri și că cine candidează într-un spre secție de votare. Dar știți că în ultima zi, în Republica Moldova, înainte de alegeri, nu-i voie să fie afișate postere electorale sau se pare că deja s-a schimbat legea și ca în România se permite inclusiv campania electorală în ajun de alegeri, nu mai există ziua tăcerii și nici obligația de a scoate toate afișele electorale din în noaptea spre alegeri. Dar nu mai Da, sunt îți permise, amintești? dar nu sunt permise doar posterele electorale lângă și în incinta secției de votare. Nu mi-amintesc, Ghenadi, povestește. Îți amintești în alegerile din 2005, după asta în alegerile din 2009 sau alte alegeri care mai erau în perioada aceea, cât scandal se făcea dacă vedeai undeva un afiș în preajma secției de votare sau făceau agitație electorală în ziua alegerilor sau venea cineva și dădea o pungă deci mita electorală. Acum o fac toți deschis. Acum sfidează, acum intră cu sacii de cartofi, cu de morcovi sau nu știu ce dracu le duc cetățenilor și difuzează asta pe pagina lor și nimeni nu-i sancționează. Asta în Sau Republica reacții. Moldova, dar în România e pedepsit cadou Apoi asta zic, electoral. în Moldova. Și amintește-ți chiar ieri la Condrița a avut loc încă o întâlnire de mituire a jurnaliștilor, ceea ce mi se pare criminal, mi se pare rușinos ca jurnalist să pui mâna pe acea pungă și te duci acasă fericit să bei. Păi nu-ți stă acel vin în gât? Nu te-ai înnecat? Nu. Mie îmi pare rușinos. Dar nu uita că Andrei Năstase, pentru că a făcut un apel în live pe Facebook, oameni buni, ieșiți la vot în ziua alegerilor. A fost descalificat și i s-a luat mandatul de primar al capitalei. Deci iată ce aberații se pot întâmpla în state certate cu democrația și cu egalitatea. În Japonia nu prea există cerșetori că e umilitor datorită culturii lor. Păi și la noi sunt stigmatizați și rușinați cei care cerșesc. Totuși, unii ajunși pe culmile disperării sau care nu știu să facă altceva, cerșesc și e chiar jalnic să vezi cum omul se stinge acasă în coliba lui care se prăbușește, pentru că se simte presat de societate să roage să fie ajutat. Și poate că vecinul lui ar putea să-i dea un loc să trăiască într-un sarai alături, într-o casă a lui, sau ar putea să-l ajute să-și repare sănătatea. Dar dacă nu știe despre durerea omului, dacă nu-l vede în stradă cerșind sau dacă nu comunică despre așa ceva din motive, cum ziceți voi, culturale, iată, unii o duc foarte prea bine, alții o duc mizerabil. Am văzut la știri la TVR Moldova, vă spuneam că mă uit din când în când la știrile de la Chișinău, și se spunea că abia acum, pentru prima dată, în Republica Moldova a apărut o bancă de produse alimentare. Magazinele, producătorii care au produse aproape de termenul de expirare și n-au ce să fac cu ele, în loc să le arunce, le dau la această fundație, la acest ONG, la această bancă de produse alimentare și această fundație, acest ONG are relații cu oameni nevoiași, știe cine are mai mare nevoie de sace ce de varză care i-au adus, de hrișca, orezul, ce le se mai aduce acolo, uleiul, știe imediat cui să le ducă și le distribuie oamenilor nevoiași. Iată ce înseamnă civilizație. Ar trebui să ne civilizăm și să învățăm să folosim și mâncarea pe care nu reușim să o mâncăm, am cumpărat prea mult, și haine, și mobilă.
Sau să învățăm să trăim cât mai modești, să reciclăm, să nu ne rușinăm să cumpărăm tricouri second hand, nu? Sau să purtăm hainele fraților, a rudelor noastre, pentru că nu, că ar trebui să-mi cumpăr neapărat haine noi. Pentru ce, dacă-s bune? Că-mi reproșează cineva din Italia. Bregă, dar tu porți tricourile astea de 100 de ani. Da, mă, că-mi ieși de 200 de ani și-ați continui să o port cât e bună. Pentru ce să o arunc doar? Că are cât vârsta mea, că eu am moștenit-o de pe la unchii mei. De ce să o arunc dacă e bună și îmi place? Trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să consumăm mai puțin. Căci că dacă tu consumi mai puțin, cineva dintre producători o să moară de foame. Să se reprofileze, să producă altceva. Dar nu să producă, precum chinezii, niște chestii care țin o săptămână și după aceea le arunci. Mai des produsele alimentare de la raft, dacă au un termen de valabilitate, foarte des se întâmplă că acel produs nu îi expiră neapărat azi pentru că data scrie pe el, dar pentru că legea îi obligă să-ți spună că acel produs are un termen de valabilitate și el săptămâna asta trebuie consumat. Și aici în Islanda văd foarte des, mai ales după perioada asta de stat acasă, de pandemie, producătorii care aduceau o anumită cantitate de produse aici pe insule n-au calculat atât de bine că lumea va sta în casă și va consuma mai puțin. Și acum în market apar rafturi întregi în care producția e redusă la 1 euro, deși produsul costa inițial 10 sau 12 sau 15 euro. Sau mai fac și alte șmecherie, pun la un loc 2-3 produse și le pun față în față și tu nu poți vedea cantitatea ce anume ei. Dar vezi o pungă în care scrie prețul de 1 euro și te uiți acolo. Ai 2, 3, 4 produse care te interesează, le-ai luat și ai văzut acasă. Probabil unul o să trebuia să-l arunci dacă e stricat. Dar poți face economii foarte mari sau poți ajuta producătorul, pentru că el altfel trebuie să-l ducă, să-l arunce la gunoi. Ceea ce mi se pare extraordinar, ca oamenii să poată să se adapteze. Și adaptarea asta îl ajută și pe cel care aduce marfa în Islanda, cel care o realizează, o vinde pe piață și cetățeanul care face niște economii. De ce n-am învățat din mers de la țările care au început să facă astfel de chestii? De acord. Ne comentează Constantin Bobo, în viitor cam toate operațiile făcute acum de oameni vor fi mecanizate și oamenii vor avea alte ocupații, vor exista alte servicii, alte munci, dar nu fizice. Agricultura va fi complet robotizată și munca aceea de la țară, din agricultură, mi se pare că te tâmpește să faci aceeași mișcare cu capul în soare, cu sapa, ca în antichitate, cu sapa să-ți prășești lanul, popșoie, grâu și nu știu ce, când s-a inventat mecanizația, s-a inventat o grămadă de variante. Dacă vrei să intervin, mă gândesc în jumătate de ani de acum încolo ai putea vorbi și despre șofieri care conduc de 10 de ani, de un secol, conduc mașina și uite acum a apărut roboții ăștia care conduc mult mai bine. De ce ne chinuim să fim atenți continuu la drum toată noaptea, dacă poți să apeși pe autorobot și mașina e mult mai atentă ca omul, știi? Dar chiar s-au făcut studii. Apropo de sapa de milenii. S-au făcut studii și s-a constatat că șofatul te tâmpește. Șofatul de lungă durată îți cade IQ-ul vertiginos. Asta e aluzie la șoferii de microbuze care toată viața erau supărați pe noi că le cere muzică mai încet sau ține două mâini pe volan sau de ce aduni prea multă lume în microbuz. Nu, aluzie la toți care preferă să meargă cu bicicletă. Vezi că-s cu gândul la bicicletă. Care preferă să meargă cu mașina când pot să meargă cu transportul public sau cu bicicleta sau cu trenul. Cristian Marin pune degetul pe altă rană. Câți bani s-ar face dacă s-ar tăia pensiile speciale sau s-ar stopa ajutoarele către mega căsoaia prea fericitului Daniel? Se referă la mega catedrala aceea a mântuirii neamului. La Cora, aici lângă mine, acolo la Ploiești, zice Cristian Marin, au așa ceva, o ladă frigorifică în care pun alimente, așa cum zice fratele tău, însă nu sunt gratuite, ci la jumătate de preț. Dacă iei așa ceva când ieși cu el la casă și plătești la preț întreg,
A, când ești cu el la casă, îl plătești la preț întreg, fiindcă așa zice softul. Păi vezi ce am pățit eu la Kaufland săptămâna trecută și a ieșit cu scandal. Acolo la raft scrie reducere și era 1 leu produsul. Când am ajuns la casă, mi-a luat 5-7 lei, deci diferența a fost de vreo 8 lei jumătate la cele 3 produse pe care le-am cumpărat eu. Și noroc că m-am uitat, le-am făcut scandal și au zis că, a, dar prețul a rămas de ieri, că era pentru producția de seară care expiră, dar acum e producție marfă nouă. Și m-am bucurat că îmi dă banii diferența, dar a făcut scandal de ce filmez, dacă Prin țineți minte. contrast, dacă îmi permiți, am avut o situație similară chiar în primul an când am venit aici. Mă duc, văd la raft, cred că erau mandarine sau ceva ce mie mi s-a părut foarte fain, era la o reducere sau cumva un preț atractiv. Mi-am pus, cred că 4 kg frumos în două pungi, vin cu toate produsele la casă și acolo mă uit că el mi-a pus alt preț și îl întreb. Uite, ai acolo produsul la 30% reducere sau era în general numai 30% plăteam din prețul întreg. Și s-a dus, a văzut că era până pe data de ieri, dar el era la raft și eu nu m-am uitat la dată, l-a scos, mie mi-a făcut discount-ul, așa cum era făcut în anunț și mi-a zis că își cer scuze și că chestia asta într-adevăr nu s-a mai repetat timp de 3 Kilograme ani de când frumos s-a în merg două la ei. pungi. Vin cu Și toate apropo, produsele, contează foarte mult pentru nordici, satisfacția clientului. Chiar foarte des observ că atunci când prestează un serviciu, la final mai nu întreabă Are you happy? Pentru că ți-ai făcut cumpărăturile la noi sau pentru că ai folosit serviciile noastre. Ești mulțumit? Îți place chestia asta? Dacă nu, noi trebuie să facem totul să ne adaptăm să fie mai bine. Și chiar dacă nordicii nu au nici ei obiceiul de a depune plângeri, asta poate vorbește mai mult de cultura lor, de educația lor, ci că doar 4% din cei nemulțumiți de calitatea unui serviciu vor veni sau vor cere condica de reclamații, vor scrie pentru că orice firmă care se respectă are un website și acolo instrumente la vedere prin care se depune o plângere. Și crede-mă că la 2-3 minute, la 5 minute după ce au avut ceva neplăcut, ei imediat scriu. Deci doar 4% se plâng din cei nemulțumiți. Nu știu cum se explică asta. da, pentru că mi-a adus aminte, m-am bucurat să aflu că liderul partidului nostru, nu acela din Republica Moldova, ci ăstuia verde de aici, a susținut ideea ca jumătate sau un sfert din amendă să se dea celui sau celeia care denunță autorităților ilegalitatea. Nu știu, că ai traversat la roșu, că ai scuipat pe stradă, că ai parcat unde nu trebuie, că ai acaparat o bucată de pământ, că ai omorât o veveriță și tot așa, să încurajezi omul să cunoască legea și să ceară respectarea acelei legi. Asta mi se pare o idee foarte bună pe care eu o susțin de mult de când candidez pe toate palierele și mă bucur că și liderul acestui partid susține această idee. O să o folosim mai ales în campania electorală de la iarnă pentru parlamentare, că acum în consiliile locale nu o să putem aplica așa lege, chiar dacă îți amintești, este un primar în suburbia Chișinăului care a promis că va face așa ceva. Nu știu dacă îi permite legea, dar omul a promis că tot așa va da o parte din banii încasați celora care vor denunța anumite ilegalități. Este aici aspectul de, cum să zic, cât de corect procedezi atunci când denunți pe cineva în astfel de cazuri, dar raportat la legislație, raportat la ceea ce spune, de fapt, regula într-un stat democratic, e că dacă toți trebuie să respecte legea, iar unul nu o respectă și noi am văzut asta, suntem complici dacă nu denunțăm. Deci complicitatea ar fi mai gravă decât faptul că eu am anunțat că vecinul fumează într-un loc nepermis sau că face alt fel de ilegalități. De acord. Frate, mă uit că nu prea mai sunt comentarii, totuși pentru că s-a mișcat, s-a agitat puțin populația, publicul nostru de pe YouTube. O să citesc și niște comentarii de pe YouTube ca să nu zic oamenii că îi ignor. Anthony
zice, nu se mai merită să stai în România. Eu zic că merită să te duci acolo unde te simți bine. Nu vă simțiți obligați să păstrați țara sau să plecați din țară. Cristina Moldovan întreabă, vouă vă place viața pe care o duceți? Probabil se referă la toți spectatorii, nu doar la mine sau la noi doi, frații Brega. Cerber întreabă, unde te tunzi? Nu știu dacă mine sau pe mine sau pe tine, dar eu îl anunț că mă tund de regulă singur acasă și este video pe YouTube cum m-am tuns singur acasă în timp de pandemie, dar uneori mă tund la Chișinău, la atelierul, la școala de frizerie a lui Lesnic sau Lisnic, Constantin Lisnic, care anunță din când în când pe Facebook cine vrea la tuns gratuit și ne ducem acolo și elevii, studenții lui își arată maestrie pe capul nostru. Da? Altfel mă tund singur acasă. Nu m-am mai tuns pe bani de vreo 10 ani. Eu mi-am pierdut locul de muncă și nu disper. Bravo, Anthony, nu dispera. Poate fi o mare oportunitate să-ți găsești un alt loc de muncă mai bun. Băi, nu prea juca teatru. Bine, o să facem film. 66.000 de abonați și doar 15 privesc live. Asta e România. Stai că acum sunt numai 10 care privesc live, dar mai devreme erau chiar vreo 5-7. Asta e România, vorba voastră. Asta e situația. E diversitate. Foarte mulți fac live-uri. Foarte multe persoane și chiar mă bucur că văd bloggere, femei ultima vreme și le promovez cum pot și pe rețele sociale și pe canalul, pe site-ul, pe blogul Curaj TV și oamenii au de unde alege. Dar, cum spuneam, nu țin neapărat să mă privească oamenii live. Mă bucur dacă privesc după aceea înregistrarea video, dacă dau like, share, dacă devin patronii mei, dacă mă susțin altfel. Frate, mulțumesc pentru participare. La final am vrut să zic ceva. Sigur. În copilăria noastră, mi-amintesc că atunci când era dezghețul pe vremea sovietică, prin 86-87, nu știu în ce an, difuzau rușii o emisiune tradusă de la 2 cevele. Sau, na, poate greșesc, era de la un post nemțesc. Ei, era tradus jocul Fă ca mine... Fă cu mine, fă mai bine decât mine. Nu, fă cu mine, fă mai bine decât mine. Exact așa. Probabil asta ar fi un îndemn foarte bun, ca oamenii atunci când intră pe pagina curaj.tv au toată libertatea să comenteze, să ne critique, să facă pagini ca și noi, dar nu renunțați niciodată să verificați autoritatea, să le suflați în ceafă, să-i struniți de fiecare dată cu video, cu text, cu petiții, cu participare la ședință. Pentru că asta înseamnă democrația atunci când omului îi pasă, se implică, participă și prin asta ia decizii. Odată la 4 ani sau de fiecare dată când sunteți chemați în scrutinul electoral, atunci sunteți și președinte, și deputat, și sunteți, puterea vă aparține. Din păcate, mai mult în ziua votului, mai puțin între voturi pentru că ați împuternicit pe cineva să vă reprezinte interesele. Dar dacă oamenii ar înțelege că au putere și în zilele în care nu mai sunt alegeri, dar pot monitoriza, pot arăta câte greșeli fac politicienii, probabil nu s-ar menține la putere chiar toți hoții, toți certații cu legea, toți cu mătrii. De oameni depinde ca viața să fie mai bună în estul Europei. Mulțumesc, Ghenadie. Eu sunt aici, în estul Europei, la București. El e în Islanda și de asta vorbește așa. Oksana Pih zice, eu încă mai sper că vei reveni în Moldova și nu disper. Oksana speră, dar mă duc acolo unde e interesant și deocamdată mi-e interesant aici, în România. Am ce să filmez, am ce să încerc să schimb și am unde să candidez, iată, cu complicațiile de rigoare despre care v-am vorbit. Cristian Marin mă întreabă dacă m-am tuns la salonul de frumusețe unde se tundea Maria Postoico, că a dat între timp ortu popii, deputata aceea unde te-a agresat șoferul ei
Nebun, te-ai tuns? Nu, la frizerie ce nu m-am tuns și v-am zis pe bani, nu m-am tuns în ultimii vreo 10 ani. M-am mai tuns recent la o frizerie, la un frizer celebru, Micușa, Victor Micușa, când aveam emisiunea aceea la Jurnal TV și nu dădeam eu bani, dar plăteau patronii, plătea televiziunea pentru mine, că eram totuși fața lor și își doreau ei să arăt bine. Mai ales când făceam și emisiunea aceea distractivă cu Nata Albot, Andrei Bolocan, căutați Ministerul Adevărului pe YouTube, mai sunt câteva ediții. Altfel v-am zis, de foarte mult timp n-am dat bani pe tuns și nici pe aparate de ras. Cu aparatul meu de tuns pe care mi l-a cumpărat Ileana, dau jos barba și tot cu acela dau jos uneori și șevelura, pentru că e mai important ce spune, ce face omul și nu cum îi arată coafiura. Mulțumesc foarte mult pentru participare tuturor, nu doar lui Ghenadie, fratele meu. Vă dau întâlnire, nu știu, în zilele următoare. S-ar putea de mâine să revin la campanie electorală. Chiar dacă e periculos, nu știu cum o să fac. S-ar putea să renunț la strâns semnături pentru că e prea periculos. O să văd ce mi se propune de la nivel mai înalt în partid decât filiala pe care o conduc eu în sectorul 5. Noapte bună, noroc!